Bună, dragii mei! M-am gândit să facem astăzi o etalare în care să spionăm într-o oarecare măsură persoana voastră iubită. Această etalare este specială pentru cei care nu sunteți în contact direct cu persoana iubită, pentru cei care nu știți exact ce și cum ce se întâmplă cu persoana voastră iubită, cu persoana la care voi țineți, la care voi vă gândiți. Și încercăm să intrăm un pic așa în mai adânc acolo în mintea lor, în casa lor, în ceea ce se întâmplă acum în jurul lor, în momentul în care vedeți voi această etalare. Bun, drăguților, haideți să vedem ce o să ne iasă. O facem așa ca pe un joc. Bun, avem trei variante. O să o facem în Lenormand pentru că ne arată mult mai bine anumite lucruri. O să folosesc și tarotul în cazul în care vreau să clarific ceva. Da, cred că o să folosesc și tarotul. Și am aici și un pachet de oracol. Bun, voi va trebui să vă alegeți unul dintre aceste trei pachetele. O să începem cu numărul 1, pachetul albastru. Toate sunt de Lenormand, la fel, într-o oarecare măsură. Doar imaginile diferă. Acesta este mai extins. Mai are niște cărticele în plus. Oricum, bun, începem. Varianta 1, 2 și 3. Deci spionăm persoana voastră iubită, persoana de care voi sunteți interesați. Nu contează că sunteți, că persoana respectivă este într-o relație sau nu, sau vedem ce o să iasă, ok? Ce o să iasă, aia o să vă spun. O facem așa ca pe un joculeț. Bun, drăguților, prima variantă, a doua variantă și cea de-a treia variantă. Haideți să vedem. Prima, a doua și a treia. Bun, începem cu prima variantă, le lăsăm pe celelalte deoparte. Hai să le dăm aici. Și vedem ce iese. Bun. În Lenormand. Hehe. Astea le amestec un pic mai greu pentru că sunt foarte micuțe. Bun. Ok. Avem deja o carte. O lăsăm acolo. Oh, bun, s-au și instalat. Bun. Se tot întorc cărțile. Probabil că este cineva din trecut sau... Da, o persoană cu care voi ați avut o stabilitate în trecut. A fost ceva acolo între voi. Wow, 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 wow. Dar ce se întâmplă aici? Toate mi se întorc invers. Știți că așa se spune atunci când se întorc cărțile, înseamnă că sunteți încă legați de cineva din trecut. Bun. Hai să vedem. Persoana voastră. Bun, tragem și o carte din oracol. Cum este persoana voastră în acest moment? Care este energia în legătură cu voi, vreau să văd. Ar încerca să... Ar vrea să afle. Poate ori voi, ori persoana voastră vor să afle aici lucruri despre voi, dar se tem să deschidă cutia Pandorei. Bun, hai să vedem. Cum se află în această situație? În ce situație se află? Sau care este... Bun, persoana voastră în acest moment îmi pare că este foarte focusată pe starea materială. Foarte focusată pe starea materială. În același timp mai văd aici o altă situație. Văd că... mai este cu o altă persoană sau este cu cineva în casă, în jur, în cazul în care este o doamnă și sunteți un domn, cel care ascultați, persoana asta este doar focusată pe muncă, pe starea materială, cum să-și o îmbunătățească, cum să-și facă resurse, la lucrul ăsta se gândește. Dacă sunteți o doamnă aici în această etalare, persoana asta mai este cu cineva, mai are pe cineva alături. Mai este cineva în preajmă,
o persoană destul de vicleană, o persoană destul de hoață, care știe cumva să acapareze persoana asta, să o țină strânsă. O ține strânsă, nu-i dă drumul nici cum. Ca și o vulpe când a prins o găină și nu-i mai dă drumul. O ține acolo strânsă, strânsă. Bun. Ce are în cap persoana voastră? La ce se gândește? La bani se gândește. Foarte mult. La bani. Împreună cu un prieten se gândește cum să facă bani sau mai poate fi un tovarăș cu care își petrece timpul liber. Și asta mai poate fi. Se gândește la o ieșire cu un prieten, cu cineva apropiat, la o mică petrecere sau plănuiește să facă aici o petrecere unde sunt și bani implicați. Dar înainte de a face aceste planuri, se are aici o... așteaptă ceva, așteaptă ca ceva să se clarifice înainte de a lua această hotărâre. Probabil că este vorba de o petrecere. Bun. Ce las aici jos? Persoana voastră a ieșit dintr-o problemă, dintr-o... a reușit să vindece ceva. Ori a fost... Persoana asta am impresia că a avut niște probleme de sănătate și cumva a reușit să și le vindece. Niște probleme mai intime despre care nu a vorbit sau voi nu știți despre ele. Poate chiar nimeni nu știe despre ele. Niște probleme așa mai ascunse și a reușit să și le vindece. Bun. Ce avem aici? Niște probleme aici în relație a lăsat în trecut sau în trecutul apropiat a avut niște probleme în relația cu cineva, cu o altă persoană. Oricum bărbat a avut aici o ceartă, în trecutul foarte apropiat, foarte, foarte apropiat, ca și cum a fost ieri sau alaltă ieri sau săptămâna trecută cel mult. A avut aici niște divergențe cu o altă persoană de sex masculin, îmi arată mie, dar acum depinde. Pe viitor, o nouă dragoste, ceva nou, o dragoste toxică, într-o oarecare măsură, sau poate fi o altă femeie intră în viața persoanei voastre. O altă femeie intră în viața persoanei voastre. Bun, ce vine din exterior către persoana voastră? Vorbe, o veste proastă. O veste destul de proastă. Cum îl afectează sau o afectează? Îl destabilizează așa un pic. Primește niște vești aici destul de proaste. Cum să spun eu? E un pic așa, deși veștile astea par un pic proaste pentru persoana voastră, să zicem, sau pentru cei din exterior, cred că sunt vești proaste, pentru persoana voastră nu-i chiar o veste proastă, pentru că într-un fel se bucură de veștile astea. Într-un fel se bucură, în secret se bucură. Parcă și-a dorit să se întâmple ce îi se întâmplă aici sau ce o să vină către ce vești primește. Parcă îl bucură sau o bucură. Ce reușite va avea? Un nou job, un nou loc de muncă. Și o vizită neașteptată din partea cuiva. Deci acum vorbim numai despre persoana voastră și imediat o să facem și în legătură cu voi. Bun, urmează să facă un drum lung pentru că o situație îl ispitește aici, probabil că un nou job, după cum observ aici, un nou job. Îi apare oportunitatea unui nou job care va fi la o distanță destul de mare. Cam asta, da, și aici cu Discovery, ceva noutăți apare în viața persoanei voastre în momentul ăsta. Bun, hai să vedem. Acum în legătură cu voi ne uităm cu aceleași cărți. În legătură cu voi. Dacă mai simte ceva pentru voi persoana asta, dacă mai are ceva pentru voi, tot cu Lenormandul facem. Numai o să folosim și din tarot câteva cărticele. Ia să văd. Persoana voastră, persoana la care voi vă gândiți. În legătură cu voi.
persoana voastră în legătură cu voi. Destul de greu le amestec pentru că sunt foarte subțiri astea. Foarte subțiri. Wow! Bun. O dată, de două ori, de trei ori. Ia să vedem noi ce ne iese noi aici. Și vreau și din tarot. Durează un pic până le... Bun, asta s-a și așezat. Acolo o și las. Persoana asta, în legătură cu voi, persoana la care voi vă gândiți, ființa din mintea voastră, în momentul ăsta, în legătură cu voi. Acum, ce o să iasă, eu o să vă spun și dacă vă place, și dacă nu vă place, asta e. Să sperăm că ies lucruri frumoase și nu trebuie să vă supăr. Separare, o separare aici. Nu sunteți în contact în momentul ăsta, clar, cu separare și regina de cupe. Voi încă iubiți persoana asta, încă aveți sentimente pentru această persoană, ați avut o stabilitate în legătură, sau vreți o stabilitate, sau persoana asta se gândește la o stabilitate aici cu ancora. Avem biciu. Biciu ne vorbește despre o ceartă, o despărțire, un sacrificiu, un compromis aici, ceva s-a întâmplat între voi, s-a rupt ceva. Bun, cum vă gândește persoana asta în momentul de față? Visează la voi, wow, ce frumos! Visează la voi, cu nouăle de cupe, visează la voi. Dar visează într-un mod egoist, totuși. Își face planuri aici, își face atracție, vă găsește extrem de atrăgătoare sau atrăgători. Persoana asta vă găsește foarte atrăgătoare sau atrăgători. Scrisoare, se gândește să vă trimită o veste, scrisoarea și păsările, veste, se gândește să vă scrie. Asta are în cap în momentul de față. Visează la voi, se gândește să vă scrie, să comunice cu voi, la comunicarea cu voi, pentru că încă vă găsește extrem de atrăgătoare sau atrăgători. Bun. Ce avem aici în trecut? Un adevăr, o claritate, ceva s-a întâmplat aici. Ia să vedem. În trecut, persoana asta s-a gândit că voi sunteți perechea lor, perechea care, că voi ați putea fi persoana de care ei au nevoie. Dar totuși ceva s-a întâmplat, șoareci, un necaz, o supărare, prieteni, cineva a intervenit între voi, o altă persoană a intervenit între voi sau ceva probleme aici, șoareci și cu norii, probleme, foarte multe probleme. Persoana asta n-a fost clară, n-a avut claritate în privința voastră, n-a fost sigură de ceea ce vrea. Asta s-a întâmplat aici în trecut, asta mi-arată cărțile. Bun, ia să vedem aici ce avem. Asul de pentacule. Se gândește foarte mult la situația financiară, dar mai poate fi și că, da, o schimbare de job poate fi aici, o schimbare de job în curând cu asul ăsta de pentacule. Pentru mine asul de pentacule este și stabilitate, într-adevăr, dar îs finanțele. Îs finanțele. E vorba de un job, de o schimbare de job sau stabilitate din partea pe finanțe, foarte curând. Deci foarte curând ceva se întâmplă, o schimbare. Da, în momentul, dacă persoana asta este cu altcineva sau este într-o altă relație, lasă pe cineva în urmă, persoana asta lasă pe cineva în urmă și are probleme destul de mari cu... Sau mai poate fi că în familia din care face parte sunt probleme din cauza finanțelor și foarte curând reușește să facă o schimbare aici. Cu munții, am impresia că persoana asta, vedeți, nu mi-a apărut vaporul ca să-mi arate călătorie, dar mi-a apărut munții, ceea ce înseamnă că
E o chestiune de ani, o chestiune, ori este în relația, este într-o altă relație de foarte mulți ani, ori face o schimbare care va dura foarte mulți ani de acum înainte, va avea o stabilitate pe o perioadă foarte lungă. Bun, viitorul apropiat, ce arată acestei persoane? Ceva blocaje în legătură cu voi. Sunt încă blocaje între voi doi, dar are inima, are gândul deschis către voi, se gândește intens la voi. Sunteți în mintea lor, deși există niște blocaje aici între voi. O distanță fizică destul de mare. O distanță fizică destul de mare care cu șarpele lângă destul de greu să reușească în momentul de față sau în viitorul foarte apropiat să micșoreze distanța dintre voi. Probabil că o găsește ca și pe o toxicitate chestia asta, că este la o distanță foarte mare de voi. Bun. Sau va fi la o distanță mare de voi. Din exterior, ce vine din exterior. Este sigur să iubești și niște greutăți aici, niște probleme. Persoana asta vindecă aici ceva, se vindecă ceva. Voi o să aflați că persoana asta ori a fost bolnavă sau poate chiar nu știți, dar persoana asta a avut probleme și a reușit cumva să le vindece, să scape de ele. Și acum deja se gândește către viitor, se gândește către altceva. Bun, cum afectează persoana asta? A ținut-o aici strânsă într-o toxicitate cu diavolul. Ori a avut niște dependențe persoana asta, ori și-a reușit să se elibereze de ele, vedeți? A reușit ușor, ușor să se elibereze problemele astea. Am două cărți aici, nici n-am realizat că am pus două cărți. Foarte generoasă. O persoană foarte generoasă. Da, de aceea mi iese și asul de pentacule aici jos, ca și cum persoana asta vrea să-și creeze o stabilitate financiară foarte bună ca să poată să ofere mai mult celor din jur. Pentru că se simte așa cumva strânsă și restrânsă de tot ceea ce este în jur, nu știu. Are aici o toxicitate cu diavolul, ceva ține persoana asta strânsă. Ori o legătură, ori niște adicții, ori, nu știu, ori situația în care se află în momentul de față o găsește foarte toxică și vrea să se elibereze de acolo. Dacă găsește soluția, un prieten îl ajută sau ajută ceva prieten aici, un ajutor din partea unui prieten cu o slujbă nouă, cu o schimbare de job, îi dă o mare bucurie, îi dă o veste bună. Deci cu ajutorul unor prieteni reușește să depășească problemele care le are foarte curând. Bun, hai să vedem în legătură cu voi aici care e treaba. Inima și trifoiul. Primiți o veste din partea acestei persoane foarte curând, foarte curând. Persoana asta v-a regretat mult de tot sau voi ați regretat această persoană foarte tare. Avem cinciul de cupe unde se plânge foarte mult, unde unul dintre voi regretă aici rău de tot și vrea să vindece această problemă. Chiar vrea să vindece. Da, vrea să treacă, să vindece. Vrea o împăcare cu voi. Știe că v-a făcut să suferiți. Poate că da, și vrea vindecare, vrea iertare, vine cu niște scuze către voi și foarte curând mi apare trifoiul iarăși. Pentru că încă are sentimente pentru voi persoana asta, încă are o dragoste, o nouă dragoste, o dragoste adevărată, temperanța, foarte frumos, inelul și o nouă dragoste, wow, frumos, frumos, frumos. Deci cum se va încheia această situație? Mi-apare temperanța, ceea ce îmi spune că veți ajunge la un echilibru împreună, o să reușiți să balansați lucrurile, o să reușiți să treceți peste probleme împreună, o dragoste adevărată, aceasta este dragostea voastră adevărată, inelul și florile. Ce poate fi mai frumos? Inelul și buchetul, împlinire, dragoste, poate chiar căsătorie, poate chiar veți rămâne împreună. Bun. Deci se pare că veți avea o surpriză din partea acestei persoane la care voi v-ați gândit
și lucrurile vor evolua într-un mod foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Bun, drăguților, trecem la cea de-a doua. Ok, o să-l pun un pic pe pauză până strâng eu cărticelele. Bun, dragii mei, am revenit, am strâns cărțile. Trecem la cea de-a doua. Deci am lămurit cu primele, le lăsăm, unde să le lăsăm? Le lăsăm aici deoparte. Hai să extrag o carte din oracol, prima dată, să văd. Carte de parte. Bun, vom spiona persoana de care voi sunteți interesați sau interesate în acest moment. Și apoi, prima dată ne vom uita doar la persoana voastră, iar apoi ne vom uita la voi, în comun, voi și ei. Persoana asta vă apreciază foarte, foarte mult. Ok, sau voi apreciați această persoană? Asta rămâne de văzut. Hai să vedem ce ne iese. Care era al doilea pachetel? Cred că ăsta, nu? Cred. Bun, hai să vedem. Voi și persoana voastră iubită. De fapt, studiem persoana voastră, spionăm persoana voastră. Ia să vedem. Au, ok, ai sărit. Acolo să rămâi. Ia să vedem. E un pic agitată persoana asta. O simt agitată. Emoționată, poate, în legătură cu voi sau emoționată în momentul ăsta. Trece prin niște emoții. Ia să vedem. Ce face persoana voastră în momentul ăsta? Ori are ceva probleme la locul de muncă, ori are ceva probleme cu o altă damă, o altă femeie. Ceva probleme aici care tind să se rezolve așa ușor, ușor. Sau cel puțin persoana voastră își dorește să rezolve niște probleme în legătură cu o altă femeie. Sau la locul de muncă mai poate fi. Cu un coleg, o colegă. Ia să vedem ce are în minte. Un prieten. Un prieten foarte bun. Se gândește la un prieten foarte bun. Tot ceva legat de locul de muncă. Sau un prieten care îl poate ajuta în legătură cu o situație, ceva ce ține de stat, de guvern, de nu știu, sau poate fi și locul de muncă, iarăși, de două ori mi-apare, am impresia că are un prieten foarte bun sau are o legătură foarte bună cu cineva la locul de muncă și cumva încearcă să rezolve acolo niște probleme în momentul ăsta, da, e puțin emoționată în trecut. În trecut a pus capăt aici unei probleme. A pus capăt unei probleme. Sau a pierdut pe cineva drag, a pierdut o persoană dragă. Și asta e posibil, să fi pierdut o persoană dragă. Bun, ce avem mai departe? Copilul și grădina. Oh, un nou început, un nou început, frumos. Noi oportunități apar sau așteaptă un copil. Și asta e posibil, să aștepte un copil persoana asta. Bun, ce avem aici? Cheia și... Oh. Găsește soluția până la urmă la o problemă. Reușește să treacă peste problemele care le are. Are aici niște probleme, nu știu ce probleme are, dar are niște probleme. Și tot încearcă să le rezolve. Ce vine din exterior? Vine o veste. O veste în casă. Foarte curând. Foarte, foarte curând. De la o persoană importantă. Iarăși, în casă, persoana voastră foarte puternică începe să pună piciorul cumva în prag. Sau își cumpără o casă, mai poate fi. Sau se mută într-o nouă casă. Bun, și aici ce avem? O răscruce de drumuri, o despărțire sau... dar mai mult o despărțire sau un drum lung sau în secret planifică un drum, un nou drum
Nu știu, ceva face acolo, plănuiește ceva, un secret, are un secret acolo și plănuiește să înceapă ceva nou, își dorește să înceapă ceva nou. Ia să văd. Bun, deci le strângem pe astea și acum facem în legătură cu voi, persoana voastră și voi. Că ne-am uitat numai și numai la persoana voastră, să vedem în ce situație se află în momentul de față și ce preocupări are. Ia să vedem. Îmi pare singură persoana asta, nu are pe nimeni pe lângă, nu am văzut ceva serios. Mai este cu cineva, dar nu simte legătură cu persoana, adică nu știu, ca pe un prieten, așa am văzut. Ia să vedem, în legătură cu voi, persoana asta și voi. Aici o să punem un pic mai multe cărticele. De două ori și de trei ori. Ok, prima și căzut. În legătură cu voi. O să iau și din oracol. Persoana voastră și voi. Da, e agitată așa în legătură cu voi. Foarte agitată. Emoționată, cumva, simt. Ce se întâmplă aici cu persoana asta? Ne uităm imediat, o să le împrăștii. Bun, hai să vedem în legătură cu voi ce avem. Își face iluzii. Își face iluzii, se gândește, încearcă să vă descopere, încearcă să vă cunoașteți, nu știu, încercați aici să vă cunoașteți mai bine sau persoana asta încearcă să vă cunoască mai bine. Avem soarele și crucea. Ori persoana asta a pierdut pe cineva de curând, ori persoana asta a fost în trecut cu voi, iar acum se simt singur, se simt abandonați, se simt fără voi, voi ați fost fericirea lor și fără voi nu se simt bine deloc, 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 deloc. Mai poate fi și o altă situație. Se tem ca voi să nu fiți doar o iluzie sau să nu fiți doar un gândul lor, în mintea lor și cam atât. Deși își doresc aici, vedeți voi cu soarele, nu știu cum să spun, se simt așa și în momentul de față în legătură cu voi, simt și bucurie, dar în același timp și cu crucea aici, e ca și cum s-a încheiat, e numai o iluzie, ceva nu... O fericire care a durat puțin. Foarte puțin. Ia să mai vedem. Ce au în cap în legătură cu voi? Au, se gândesc că voi nu-i vreți, nu-i doriți. Patru de cupe, o dezamăgire, că au pierdut ocazia cu voi. Că nu-i vreți. Da. Ei sunt foarte axați acum pe locul de muncă, pe muncă, pe... Pe situația financiară, pe îmbunătățirea situației financiare se gândesc în momentul de față foarte mult. Wow, dar în capul lor se gândesc că au pierdut ocazia cu voi și că tot a fost numai o iluzie. Wow. Ok, ia să văd aici în trecut ce mi-apare. Șaptele de pentacule au așteptat foarte mult. Ați avut o conversație aici de la inimă la inimă. Văd și secrete, totuși. Au impresia că, că le-ați ascuns ceva. În inima lor ei simt că voi le-ați ascuns ceva sau că au fost lucruri... Acum luați cum rezonează. E posibil ca voi să fiți cei de aici. E posibil ca să, nu știu, să capteze energia voastră, dar eu vă spun exact ce văd. Da, îmi pare că ați avut o conversație la suflet
și ei au impresia că voi ascundeți ceva. Sau invers. Acum vedem. Ia să vedem aici jos ce ne arată. 4 de pentacule și au închis inima rău de tot. Cineva, nu numai că și-au închis inima, dar cineva nu vrea să renunțe la anumite principii, la anumite lucruri, nu știu, e o încăpățânare mare aici la persoana voastră, o toxicitate aici destul de mare, văd, la care nu vrea să renunțe. Da. Au anumite lucruri pe care nu vor să renunțe nici cum. Așa, încearcă să controleze lucrurile, încearcă să facă lucrurile să fie numai și numai cum vor ei. Sunt destul de greu de... Nu știu cum să spun. Nu, persoana asta nu are niște idei la care nu vrea să renunțe nici cum. Da. Ia să văd aici. 6 de cupe. Wow, dragostea și în curând există ceva între voi, vedeți? Și totuși, deci am trei cărți foarte pozitive, dar am una care, wow, cea mai negativă din oracol. Deci, o legătură care... Voi ați mai fost în trecut împreună, ceva în genul ăsta mi-arată, voi ați mai fost în trecut împreună, relația asta s-a închis, acum ați reluat legătura, adică o să reluați legătura în viitorul apropiat, foarte apropiat, pentru că am trifoiul, ceea ce îmi spune că foarte repede, 2 zile, 2 săptămâni maxim, se reaprinde scânteia iubirii între voi, dar aici cu aveți atenție la, să fiți atenți la steagurile roșii, am impresia că sunt niște lucruri acolo sau persoana voastră stă cu frică sau, nu știu, vă pune așa un pic la un test sau voi trebuie să aveți atenție, să fiți atenți un pic la niște lucruri pentru că ceva nu e chiar 100% corect. Da, ceva nu... Trebuie să dați atenție acolo la niște lucruri. Ia să vedem aici din exterior ce vine către voi. Încredere, inelul și păsările de noapte. Cineva aici vă influențează într-o oarecare măsură în legătură cu persoana asta. Cineva vă influențează și totuși mi se spune că voi ar trebui să aveți încredere în propriile instincte, în ceea ce voi simțiți, în propria voastră intuiție. Ori aici și aici poate fi chestia asta, ca cineva din exterior să încerce să-și bage într-o oarecare măsură coada între voi, știți, și să vă dea sfaturi care nu sunt chiar ok. Ia să văd cum vă afectează pe voi. Va fi ceva așa șoc. Încercați să vă iubiți pe voi un pic mai mult, o separare, văd aici, și un nou început. O nouă iubire, dar o iubire care, nu știu cum să spun, e așa ceva, poate că pentru voi ar trebui mai mult să vă axați pe voi. Apare ceva aici nou, o nouă idee vă vine, ceva nou. Primiți vești din partea acestei persoane. Ori vă cere să vă întâlniți, ori vă invită undeva, văd o invitație. Ceva se mișcă aici. Da. Nu văd neapărat scrisoarea, dar am impresia că e o chestie mai mult directă. E ca și cum persoana asta vine în persoană să vă spună. Vine la voi. Cumva. Sau prin ceva prieteni. Sau sunteți invitați, veți fi invitați undeva. Vă veți petrece timpul împreună în curând. Și să vedem cum se încheie această situație. Unde va ajunge o nouă iubire. O nouă iubire. Ori reluați legătura cu persoana asta, ori ceva nou apare în viața voastră. Pot fi două situații aici. Pot fi pentru că, na, citirea fiind generală, poate fi pentru mai multe persoane, pentru că mi-apare roata norocului, ca și cum este destinată, o persoană vă este destinată aici să intre în viața voastră. Și totuși avem new love, o persoană nouă. Uai, ce răgușesc. O persoană nouă vine în viața voastră, apare în viața voastră. Cu sentimente foarte plăcute, cu sentimente romantice, cu dar și un pic controversat aici, pentru că persoana asta ascunde niște lucruri.
Sunt niște lucruri care sunt ascunse. Ia stați un pic să lămurim noi aici situația. Ce ascunde persoana asta? De ce am atâtea semne în care, nu știu... Da, persoana asta este, vă este destinată, avem de două ori, deci avem și roata norocului, avem și patru de bâte, ceea ce îmi spune că vă este suflet pereche, suflet geamăn, persoana care apare în viața voastră, dar am avut treiul de pentacule întors invers. Persoana asta a ieșit de curând dintr-o relație și nu e complet vindecată. Nu e complet vindecată. Și lumea întoarsă invers. Da, n-a încheiat încă socotelile acolo cu cine, cu cineva. Și doiul de pentacule, da. Asta îmi spune. Persoana asta nu și-a încheiat încă socotelile. Încă nu s-a vindecat complet. Deci dacă este persoana de care voi ați întrebat, a fost băgat aici într-o altă legătură sau a fost băgat într-o altă legătură și nu și-a încheiat socotelile acolo. Mai există cineva, mai are o... mai agățat de cineva sau agățată de cineva și atunci tot jonglează așa, nu prea vrea să-i dea drumul încă, nu-i pregătit sau pregătită să-i dea drumul, să încheie de tot legătura cu cealaltă persoană. Da, de-aia tot aveam semne că, adică mi-apare dragoste, mi-apare iubire între voi, mi-apare împăcare și totul e ok, dar în același timp mi-apăreau aici niște semne la care trebuia să dau atenție. Bun, drăguților, cam atât am avut și pentru cei de la a doua variantă. Trecem la cea de-a treia variantă. Imediat o să pun pe pauză până le strâng, pentru că sunt multe și diferite și trebuie să le strâng. Și revin imediat. Bun, am revenit cu cea de-a treia variantă. Haide să vedem. Deci o facem ca pe un joculeț. Prima dată ne uităm la... oracol, tragem o carte din oracol, ne uităm la energia voastră comună, apoi ne uităm în Lenormand, ne uităm la persoana voastră iubită, cum este în momentul de față și apoi ne uităm la voi doi. Ok? Bun. Haide că... mai puțin să sting eu aici minunile. Bun. Hai să vedem o carte din oracol. Un mesaj scurt. Oh, avem două. Ok. Oh, cineva rănit aici, cu inimă rănită, cu gaură mare în inimă, cu care începe să se vindece, care începe să repare. O persoană care povestește foarte frumos, o persoană care comunică foarte bine. Poate chiar unii dintre voi chiar scrieți foarte mult. Ok, hai să văd. Persoana voastră, persoana la care voi vă gândiți. Ok, prima carte. Cum este în acest moment? Deci încercăm să o spionăm așa. Oarecare măsură. Să vedem ce face în acest moment când voi vedeți acest clip. Wow, dar ce se întâmplă? Că nu vrea deloc să se arate. Bun, se pare că persoana voastră în acest moment este plecată într-o călătorie. Se pare că este plecată într-o călătorie. Plecată la un drum lung. Casa și cheia. Oh, foarte frumos. Cred că persoana asta se gândește ori rezolvă aici o problemă legată de casă, ori își găsește o casă nouă, ori văd un drum lung, o plecare. Și persoana asta îmi pare că rezolvă o situație, a avut o problemă cu o casă, ori cu o locuință, ori unde o să locuiască, ori unde o să stea și avem cheia. Deci ceea ce îmi spune că a rezolvat, că la asta se gândește acum, că a rezolvat, că totul e bine și sunt cumva așa într-un happy mood că au rezolvat problema. În trecutul apropiat avem
persoana voastră iubită și vulpea. Vulpea vorbește ori despre o altă femeie, ori ne vorbește despre locul de muncă, că a trebuit să plece probabil datorită locului de muncă. E la o distanță de voi, cred. Bun, ia să vedem. Nu, aici, asta de jos. Oh, a încheiat aici o legătură cu cineva, a pus capăt unei legături cu cineva, ori cu voi, ori cu altcineva. A încheiat crucea și păsările aici, a încheiat ceva. Nu mai comunică sau a rupt comunicarea sau ceva s-a pus capăt aici, unei legături între persoana voastră și altcineva. Că sunteți voi sau... Nu știu, că acum numai și numai pentru ei. Ce vine în viitorul apropiat? Ieșiri în exterior. Ieșiri. Ca și cum participă la evenimente, la ieșiri în oraș, la împreună cu altcineva, cu un prieten. Sau cu altcineva, își găsește un nou prieten. Sau vrea să își arate cumva să, nu știu, să iasă în evidență cu ceva aici. Bun, ce vine din exterior? Din exterior, destul de urât vine către persoana voastră, dar și bine în același timp. Am impresia că pune capăt aici unei situații foarte toxice. Cum îl afectează? Ține în secret niște lucruri, niște secrete, niște vorbe. A încheiat legătura cu o altă persoană. Persoana asta a mai avut pe cineva. Ori a încheiat legătura cu voi, dacă voi sunteți persoana asta, ori a încheiat legătura cu altcineva. Pentru că avem coasa și șarpele. Șarpele de obicei ne vorbește și despre o femeie, dar ne poate vorbi și despre toxicitate. Dar din câte se vede aici, cred că e vorba despre o altă femeie, despre o femeie. Deci persoana asta pune capăt, în cazul în care sunteți o doamnă, cea care ascultați, persoana asta pune capăt unei legături cu o altă persoană, cu o altă femeie. Toxice, o legătură toxică. Și o ține în secret deocamdată. Deci lucrurile astea le ține în secret. Îs niște certuri acolo, îs niște vorbe pe care nu le mai le-a încheiat aici, vedeți, cu crucea. Adică nu mai vrea să mai aibă de-a face cu persoana aia. Sper că nu sunteți voi persoana cu care nu mai vrea să aibă de-a face. Sper că nu sunteți voi. Ok. Ce avem aici? Păsările. Vești. Vești. Creează noi legături, noi prietenii, vorbe multe. Da, și busola. Foarte curând. Da, persoana asta este la distanță fizică și cumva începe să se stabilizeze, să-și găsească echilibru, să se stabilizeze foarte, foarte curând. Face drumuri, drumuri multe, văd. Drumuri scurte și un drum lung. Important, foarte important pentru persoana voastră. Bun, hai să vedem în legătură cu voi. Deci asta ar fi persoana voastră în momentul ăsta. Persoana la care voi vă gândiți, de care sunteți interesați sau interesate. Hai să vedem în legătură cu voi. Nu prea se amestecă cărțile. Mai greu. Mai greu, mai greu. Mi-au și căzut două, deși las. Auci. Cred că aici s-a pus capăt la ceva. Hai să nu vorbesc înainte de... Oh. nu prea-mi place. Nu prea-mi place ce iese aici. Oi, oi, oi. Da. Auci. Ok.
Bun. Din ce am văzut, așa nu s-au descoperit toate, dar din ce am văzut nu prea îmi place mie ce mi-e se aici. Dar hai să încercăm. Aici am pus numai una. Pun și pe a doua, dar o las așa un pic deoparte. Ok. Hai pe jos. Da. Bun, drăguților și drăguțelor, ce avem aici? Persoana voastră în legătură cu voi. Cumva, în curând, este foarte stabilă. Deci, în momentul de față, este foarte stabilă. Comunicați sau veți comunica sau se gândește să comunice cu voi. Dar în cap nu-mi place ce ține în cap. În cap se gândește să închidă această relație, să-i pună capăt aceste relații. Da. Se gândește să pună capăt relației cu voi sau relației, nu știu, cu cineva. Deci se gândește că vrea să închidă o 100% vrea. Deci vrea să închidă relația. Eu acum am zis că în legătură cu voi, dar poate că nu sunteți voi, poate că mai are pe altcineva și atunci vrea să închidă legătura cu altcineva. Sper să nu fiți voi cei cu care vor să taie legătura asta. Va exista aici o comunicare. Poate că voi vreți să încheiați legătura cu persoana asta, nu știu. Va exista o comunicare pentru că am de două ori scrisoarea, ceea ce îmi spune că vor exista mesaje, va exista comunicare, văd o distanță fizică destul de mare între voi, poate că v-ați aflat cu munții aici și cu păsările, poate că ați fost aici într-o legătură, munții de obicei îmi vorbește de ani, ați fost mulți ani împreună sau au trecut mulți ani de când vă știți sau nu este o poveste de ieri, de azi, nu e ceva nou, nu e o persoană nouă, e o persoană cu care ați avut o legătură veche. Bun. Poate că voi nici nu știți ce plănuiește, are aici niște planuri în legătură cu o mutare, în legătură cu un drum, o călătorie, am harta lumii, ca și cum plănuiește să plece undeva departe în lume, o ține în secret, lucrul ăsta îl ține în secret. Totuși, în viitorul apropiat, îmi apare că va fi cu o femeie, va fi cu cineva, dar acum nu știu dacă veți fi voi sau este altcineva. Pentru că, într-o oarecare măsură, voi rămâneți cumva în trecut. Și persoana asta merge prea repede, prea vrea dintr-o dată totul. Și cumva voi rămâneți un pic în urmă pentru că nu prea sunteți de acord cu ceea ce vrea persoana asta. E un pic mai... Așa. În fine. Ce vine din exterior? Este o altă femeie aici sau sunteți voi? Nu știu. Este o femeie care vine din exterior către persoana asta. Am și biciu. Biciu îmi spune, îmi vorbește despre ceartă, îmi vorbește despre conflicte. Ori cu voi, ori cu altă femeie are niște conflicte aici. Vorbe rele care vin din exterior, sacrificii sau poate și sacrificii mai pot fi. Cum afectează această persoană? Păi nu prea bine. Nu-i prea place. Pentru că îi cam aduce veștile astea, vorbele astea, îi cam aduc supărare, necaz. Îi aduce nori în viață. Adică așa, nu-i plac, nu-i convine. O legătură cu un prieten strâns, creează niște legături noi aici cu cineva, leagă o nouă prietenie cu cineva. Și aici, cum se încheie situația, ori pune capăt unor vicii, în cazul în care persoana asta are niște vicii, stai să mai trag o carte acolo, că e... Nu prea se leagă cu toată treaba asta. Creează niște legături noi cu niște persoane care o trag în jos. Da.
creează niște legături noi. Oh, și mai apare o femeie în viața acestei persoane. În cazul în care sunteți o doamnă și întrebați de cineva aici, mai are pe cineva în viață, da, mai apare cineva în viața acestei persoane, să știți. Îmi pare rău că trebuie să vă dau vestea asta, dar mai apare cineva. Da, apare cea de-a doua femeie acolo, cu dragoste și îndrăgosteală. De ce s-a pus capăt aici? Persoana voastră este duală, așa, are două fețe, să știți. Persoana de care ați întrebat aici și în legătură cu voi, cam s-a pus capăt sau pune capăt. Da. Vă cam rupe inima persoana asta. Bun, pentru că mi-a ieșit așa urât la voi, o să mai mă uit un pic să vedem ce o să vină pentru voi în viitorul apropiat. Dacă rupeți, în cazul în care se rupe legătura între voi și persoana asta, ce vine pentru voi sau ce vă așteaptă pe voi? Ce rău îmi pare. No, probabil că cineva trebuie să asculte mesajele astea. Nu știu de ce întotdeauna la a treia etalare nu-mi ies lucrurile mie cum trebuie. Foarte rar când ies lucrurile bine și la cea de-a treia etalare. Hai să mă uit un pic, numai și numai pentru voi. Îmi pare rău că a ieșit așa ciudat. Un picuț. Sper să nu vă supărați tare pe mine. Eu v-am zis, eu vă zic exact ce și cum, acum că e de bine, că e de rău. Ce o vrea Dumnezeu. Ia să văd. Numai și numai pentru voi. Ok. O mare iubire, o mare dragoste. Frumos. Cineva vă vindecă. Asta e foarte bine. Foarte frumos. Ok. Ok, drăguțele mele sau drăguții mei. Hai să vedem ce lucruri vin către voi. Da, persoana la care v-ați gândit mai devreme nu e pentru voi, nu e persoana voastră destinată. E o relație karmică acolo. O karmă care se închide. Numai și numai pentru voi. Ia să vedem. Cum e? De multe ori Dumnezeu ne scoate anumite persoane din viața noastră. Poate noi zicem că nu-i corect, că nu-i drept, că nu... Dar le scoate pentru că e mai bine așa. Pentru că de multe ori noi credem că persoanele sunt ok, că sunt bune, că oare de ce n-am avut parte, oare de ce nu a fost cu mine, dar mai târziu ne dăm seama că lucrurile de fapt au fost în favoarea noastră. Bun, ia să vedem. Cineva vă analizează. Cineva vă caută, vă analizează. Cineva vă caută. Viitorul apropiat. Ia să văd. Șoarecii și biciu. Voi încă sunteți cu gândul acolo la ce se întâmplă, la niște certuri, la niște scandaluri, la... cine a intervenit între voi și altă persoană. Da, nu sunteți pregătiți sau pregătite pentru o nouă relație. Trebuie să dați un pic de timp vindecării, pentru că apare ceva frumos, foarte frumos. O multă toxicitate, a trăit multă toxicitate în trecut. Bun, ce mai am aici? Da, și încheiați, puneți capăt legăturii cu un bărbat, cu o persoană. Da, mai durează un pic. Durează un pic vindecarea, până vă vindecați, până vă treceți peste această traumă, că e o traumă în cele din urmă. O vindecare, ceva se vindecă aici la voi. Da, mi-a apărut pomul. Asta înseamnă că se vine. Vă vindecați ușor, ușor de persoana asta. Ce vine din exterior? Avem ceasul
Și dualitatea. Da, trebuie să dați un pic de timp. Păsările, vorbe. Vorbe, vorbiți cu o altă persoană, vă plângeți aici un pic, povestiți, discuții multe. Ok. Visați la sau cineva visează la voi, dar voi visați la ceva, la o pereche frumoasă, la o pereche... Visați steaua și cu păsările, visați la o pereche, visați la cineva. Și la ce se ajunge? Casa și ursul, foarte multă stabilitate în casă. Foarte bine, deci până la urmă, toate chestia e să vă vindecați, asta îmi spun cărțile, că voi trebuie să vă vindecați. Hai să vedem, apare vreo persoană nouă în viața voastră. Nu, astea le vreau. Ia să văd, apare vreo persoană nouă în viața voastră după toată această problemă. Da, dacă vă eliberați voi de niște lucruri și încercați să vă dați frâu liber sufletului. Ok, ce vine din exterior? Oh, o împăcare. O împăcare. Cu cine? Nu știm. Da, foarte multă pasiune, vine o împăcare, vă împăcați cu cineva. Acum că vă împăcați cu persoana de care am vorbit mai devreme, nu știu, stai să vedem. Flirt, ok. Chimist, oh, da. Doamne, ce situație aici. Deci aici există o ruptură, există o a treia persoană și acum... Voi vă împăcați. Vă împăcați tot cu persoana asta. Îi mai dați o șansă, se pare. Deci până la urmă îi mai dați o șansă. Da. Copii în casă. Ok. Dragoste adevărată. Și cineva... Da, cineva trebuie să lase... O să faceți aici un compromis. O înțelegere între voi doi. Da. Știți cum văd aici? Aici e ceva de genul ne împăcăm, ne certăm, ne despărțim, iarăși ne împăcăm, ne certăm, ne despărțim, tot așa, tot așa, tot un dute vinul aici, tot un dute vinul, nu, nu știu ce, nu, că nu vreți să renunțați la această persoană, nici această persoană nu renunță la voi, deși aveți foarte multe certuri, separări și iarăși vă împăcați și iarăși o luați la capăt, e o nebunie, e o nebunie. Ok. Deci nu vine nimic nou către voi, tot persoana asta vine către voi. Da. Da, tot vești, tot vă comunicați cu această persoană la distanță și drumuri lungi și scurte. Și aici. Da, da, există împăcare aici. No, bun, am lămurit treaba așa aici. Ok, drăguțele mele și dragii mei. Deci, cam asta a fost. Sper că o să vă placă. Vă pup, vă îmbrățișez și ne mai auzim, pupici!